Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre ce mâncau românii pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Mulți ori să sară iarăși și o să zică că n-a murit nimeni de foame, mulți ori să spună că alimentele erau mult mai sănătoase pe vremea lui Ceaușescu, mulți ori să zică că te descurcai, că mai găseai un ou la bunicii de la țară sau o găină sau o brață sau o jumătate de porc pe care îl aduceai în portbagaj. Însă au fost și lipsuri, de ce să nu recunoaștem? Erau cozi la 4 dimineața, la lapte, pâinea, uleiul, zahărul erau pe cartele. Haideți să vorbim despre aceste lipsuri. Oricât de ciudat ar părea, mâncarea ajunsese monedă de schimb într-o perioadă în care totul era raționalizat, iar unele alimente de bază lipseau cu desăvârșire. Zahărul, uleiul, făina, pâinea, carnea, lactatele, ouăle sunt nelipsite din meniul zilnic al multora dintre noi astăzi. Acum să ne imaginăm că vrei să pregătești o prăjitură sau niște cartofi rumeni prăjiți în baie de ulei. Nimic mai simplu. Dar dacă ai fi trăit în ultima perioadă a comunismului, te-ai fi gândit de două ori sau chiar de trei ori înainte să faci o prăjitură, pentru că însemna să folosești jumătate din rația de zahăr pe o lună, asta dacă ai fi avut ouă ca să o prepari. Valabil și pentru ulei. Un kilogram de zahăr sau un litru de ulei primea fiecare cetățean al României în fiecare lună și numai pe bază de cartelă. Chiar și așa, uleiul nu era disponibil tot timpul, iar când alimentarele erau aprovizionate cu acest produs, se formau cozi. Dacă azi ți-e lene să tai singur pâinea și o cumperi deja feliată, în vremea comunismului o aveai raționalizată. Cu excepția Bucureștiului, în toată România pâinea se dădea pe bază de cartelă, câte o jumătate de franzelă pe zi, de persoană. Dacă vindeau mai multă și erau prinși, vânzătorii riscau închisoare. Coada era un simbol al României pe vremea lui Ceaușescu. Carnea era un produs rar, iar atunci când apărea în magazine, cozile erau uriașe. Se formau cozile și de multe ori cetățenii nu știau la ce se formează coada. Se așezau pentru că vedeau că se formează coada. Cele mai obișnuite produse erau tacâmurile de pui, pe care nimeni nu le lua atunci pentru a face mâncare câinilor, dar le luau ca să facă o supă de tacâmuri sau tachimuri. Puii erau foarte mici și ambalați câte doi în pungă, de unde și denumirea de frații Petreuși, după celebrul duo de muzică populară. Pe vremea lui Ceaușescu se formau cozi uriașe pentru alimentele de bază, carne, lapte, pâine, ulei. În lipsa cărnii, oamenii improvizau, astfel că unul dintre preparatele celebre în vremea regimului Ceaușescu era șnițelul din parizer. Mulți vor spune că era mult mai sănătos parizerul de atunci. Poate că a fost mai sănătos. Erau totuși câteva produse care se găseau, salamul cu soia și adidașii din porc. Adidașii din porc erau acele copite ale porcului. Produsele lactate se distribuiau zilnic, dar pentru a beneficia de ele trebuia să lași sacoșa cu sticlele sau scăunelul la rând încă de dimineața de vreme, uneori chiar de la 4 dimineața, căci stocurile erau mici și se epuizau rapid. Și ouăle erau o raritate, iar de multe ori cartoanele de 30 de ouă conținuau ouă sparte pe care gospodinele se chinuiau să le adune din ambalaj pentru a nu risipi nimic. Alimentarele aveau rafturile pline cu diverse conserve de legume, dar și creveți vietnamezi, de fapt chipsuri din creveți. Aceștia au reapărut în România și se găsesc în magazinele asiatice sau în hipermarketuri la rafturile cu produse exotice. Bananele, portocalele, lămâile, ananasul în conservă, ciocolata chinezească în staniol auriu, bomboanele cu baneze, niște banale, dropsuri cu fructe, cafeaua, Pepsi-ul, nici nu mai ajungeau la vânzare și se dădeau numai pe sub mână, pe sistemul PCR, pile, cunoștințe, relații, sau ajungeau la propriu, la membrii PCR ale Partidului Comunist Român.
prin gospodăriile de partid, magazine speciale de aprovizionare pentru elita comunistă. Absurdul mergea atât de departe în vremea lui Ceaușescu, încât a apărut un decret care stabilea pedepse pentru românii care făceau provizii de mâncare. Acest lucru era considerat infracțiune de speculă și se pedepsea cu închisoarea. Țăranii nu aveau voie să cumpere pâine de la oraș. De fapt, raționalizarea pâinii a fost legiferată printr-o minciună. Ceaușescu a justificat că țăranii cumpărau cantități mari de pâine pentru a-și hrăni animalele, pentru a da pâine la porci. De altfel, ei nu aveau voie să sacrifice nici propriile animale, adică animalele mari, vițel sau vacă, fără aprobare, că își riscau de asemenea sancțiuni. Rațiunea partidului era din nou pentru interesul propriu. Pentru aceste animale, țăranii primeau o sumă modică, iar statul le trimitea apoi la export. Cu mai bine de 30 de ani în urmă, erai fie nomenclaturist, fie un mare norocos dacă aveai banane sau portocale. De cele mai multe ori erau verzi, necoapte, iar românii care beneficiau de ele le țineau pe șifonier până deveneau comestibile. Circulau chiar și legende urbane cu oamenii care au mâncat banane pentru prima dată în viață, cu tot cu coajă. Fructele și legumele erau poate cele mai accesibile produse, dar nu la aprozar, unde trebuia să te mulțumești cu produse pline cu noroi, necurățate sau stricate, ci în piețe, unde țăranilor li se permitea totuși să-și vândă marfa. Așa că dacă treci printr-o perioadă cu dileme alimentare și nu știi ce dietă sau ce stil de viață să alegi, gândește-te că orice opțiune pe care azi o respingi sau o blamezi ar fi părut o binecuvântare acum 3 decenii. Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre plusurile și minusurile regimului Nicolae Ceaușescu. Au fost și lucruri bune, au fost și lucruri rele. Haideți să vedem lucrurile rele în primul rând. Despre cozi, despre lipsuri, despre butelii, sifoane, pui, vineți, frați petreuși, copite de porc și căpățâni și ghiare de pui, tachimuri sau tacâmuri, cum le spuneam, am mai vorbit, am făcut un episod despre casele de comenzi, iar altul despre alimentația rațională a lui Iulian Mincu, care era medicul personal al lui Nicolae Ceaușescu și a creat un plan pentru alimentația rațională a omului sănătos, care a fost aplicată și se dădeau alimentele pe cartele. Pentru că Ceaușescu spunea că oamenii trebuie să mănânce 3000 de calorii pe zi maxim ca să nu fie obezi. Mulți o să fie de acord, mulți o să fie contra. Am primit multe înjurături pe Facebook când am postat aceste video despre casele de comenzi și despre alimentația rațională. Cei care înjură se pare că n-au trăit acele vremuri și n-au de unde să știe aceste lipsuri, așa că nu-i nicio problemă. Se pot dezabona de la canalul meu decât să am abonați mulți și care nu respectă adevărul istoric, mai bine mai puțin și imparțiali. O altă problemă era problema încălzirii. Caloriferele erau sloi de gheață și marea majoritate a locatarilor se încălzeau la aragazul de la bucătărie. În multe ierni, caloriferele făceau țurțuri la propriu. Și poate că pare greu de crezut pentru cei care nu au trăit în perioada aia și sunt născuți după 1989. Medicul personal al lui Nicolae Ceaușescu, Iulian Mincu, a creat un program de alimentație rațională, motivând că nu e sănătos ca un adult să consume mai mult de 3000 de calorii pe zi. Rațiile care erau alocate fiecărui român erau următoarele: 300 de grame de pâine pe zi, 500 de grame de brânză pe lună, 10 ouă pe lună, 500 de grame de carne de porc sau vită pe lună, 1 kg de carne de pasăre pe lună, 100 de grame de unt în fiecare lună, 1 kg de zahăr, 1 litru de ulei și 1 kg de făină. Lucrarea doctorului Mincu se numește Alimentația rațională a omului sănătos și se poate găsi și acum în anticariate. Mulți dintre cei care stăteau ore întregi la cozi erau nevoiți să se întoarcă acasă cu plasa goală pentru că nu reușeau să ajungă la timpul potrivit.
Ne aducem aminte de cozile interminabile la lapte, unde trebuia să lași scaunelul la 4 dimineața, sau cozile la butelii, sau cartelele care începuseră să apară în anii 80. Ne aducem aminte de celebra expresie, dați câte unul ca să se ajungă la toată lumea. Cozile erau organizate încă din timpul nopții sau chiar din seara precedentă. Românii care nu rezistau toată noaptea la coadă își lăsau plasele și scaunelele la rând și reveneau dimineața când se deschidea magazinul. Funcționa din plin sistemul de dat pe sub mână, fiind favorizate cunoștințele gestionarilor de la magazine, informatorii și membrii nomenclaturii comuniste. Pile și relații, cu alte cuvinte. Ca să mascheze criza de alimente, Iulian Mincu, medicul personal al lui Ceaușescu, a creat acest program de alimentație rațională. Astfel, peste 70% din populație stătea la cozi cel puțin o dată pe lună. Produsele de import, precum cafeaua, au fost înlocuite cu surogate, cum ar fi nechezolul. Produsele alimentare pentru export au fost înlocuite pe piața internă, tot cu surogat, salamul cu soia sau subproduse fără căutare la export, cum erau picioarele și căpățânile de porc, numite ironic de popor, Adidas și calculatoare. Politica economică de planificare centralizată a dus la prețuri aberante, fără nicio legătură cu realitatea economică. Producția era orientată spre investiții industriale, bunurile de larg consum fiind produse în cantități insuficiente. Mai importante decât banii au devenit relațiile, mărfurile erau vândute pe sub mână, circula vorba că o pilă în comunist este mai valoroasă decât o moșie în capitalism. Nomenclatura, activiștii de partid se aprovizionau din magazine speciale, case de comenzi la care oamenii obișnuiți, inclusiv unii membri de rând ai partidului, nu prea aveau acces. Temperaturile din case ajungeau iarna între 5 și 12 grade în apartamentele celor mai mulți dintre românii care stăteau la bloc. Apa caldă era livrată din ce în ce mai rar, cam 2 ore pe zi, iar adesea la etajele superioare aceasta nu mai ajungea deloc. Lumina era întreruptă în fiecare zi, cel puțin o oră, seara. Aceasta din cauza că se porneau marile uzine, coloșii industriali, și trebuiau să beneficieze de energie din plin. Din ianuarie 1982 s-a început limitarea distribuirii energiei electrice către populație până la căderea regimului comunist în 1989. Livrarea curentului electric către populație se oprea de câteva ori pe zi, fără niciun program sau logică aparente și fără anunțarea prealabilă a consumatorilor casnici. Simultan, cetățenii erau îndemnați să economisească energia electrică prin scoaterea din funcțiune pe timpul iernii a frigiderelor, prin neutilizarea mașinilor de spălat și altor bunuri electrocasnice sau prin nefolosirea ascensoarelor. Benzina, deși raționalizată, era greu de găsit. Și să nu uităm că se circula o duminică mașinile care aveau număr par și celelalte mașini care aveau număr impar. Consumul de energie pentru populație a scăzut forțat cu 20% în 1979 și 1982, apoi cu 50% în 1983, în 1985 cu încă 50% față de anii precedenți. Cei care am trăit acea perioadă ne aducem aminte de cozile la lapte de la 4 dimineața, sau de alimentele pe cartele, sau de cozile la butelii, sau cozile la sifoane. Ei bine, la casele de comenzi puteai comanda o dată pe lună mult mai multe și cred că trebuia să fii în primul rând membru de partid. Puteai comanda niște pulpe numai dacă luai și niște creveți, iar salam puteai comanda numai dacă luai și gheare și căpățâni. Problema e că trebuia să te înarmezi cu foarte multă răbdare, pentru că mai mult era ocupat telefonul, numărul de la casele de comenzi, așa că puteai aștepta 3-4 ore până să-ți răspundă cineva. Suna doar tonul de ocupat. Iar acum haideți să începem și cu lucrurile bune. Toată lumea avea serviciu, nimeni nu era șomer, România nu avea șomeri. Aveai siguranța zilei de mâine, nu ți era frică că îți vei pierde serviciul, timpul trece, leafa merge, așa era dictonul. Tinerele familii care se formau beneficiau de locuință gratuită de la stat. Doi tineri căsătoriți puteau primi o garsonieră, iar dacă veneau copiii, pentru fiecare copil câte o cameră. Deci dacă aveai un copil, primeai un apartament cu o cameră.
Dacă venea și al doilea copil, puteai să-l schimbi cu un apartament cu două camere sau dacă aveai trei copii, un apartament cu trei camere. Aveai o mult mai mare siguranță să mergi pe stradă, nu erau atâtea jafuri, crime, aveai curajul să-ți trimiți copilul la colț, la pâine sau la gospodina sau la alimentarea. Eram generația cu cheia de gât, copiii se duceau cu cheia de gât la școală, părinții, ambii părinți lucrau. Astăzi, în vremurile astea, nu prea ai curajul să-ți trimiți copilul cu cheia la gât, vezi cazurile Dincă și altele la fel ca el. În ultima perioadă nu prea se găsea de mâncare, e adevărat, asta am spus la minusuri, dar aveai bani și puteai să-ți faci concediile și la munte și la mare în același sezon, 2-3 săptămâni la munte, 2 săptămâni la mare și îți permiteai. După Revoluție, puține persoane și-au putut permite concedii la munte și la mare. Sub Nicolae Ceaușescu s-a construit metroul din București. În 1979 a fost inaugurată prima linie, M1, între stațiile Timpuri Noi și Semănătoarea. Transfăgărășanu, am făcut un video despre Transfăgărășan, drumul național 7C, DN7C, supranumit Transfăgărășan, este unul din cele mai spectaculoase drumuri din România. Canalul Dunăre-Marea Neagră, canalul are o lungime totală de 95,6 km și a fost inaugurat pe 26 mai 1984. Barajul Vidraru, barajul a fost umplut la capacitate abia în luna decembrie 1965. Astfel s-a născut lacul de acumulare Vidraru, așezat între munții Frunții și Ghițu. La data de finalizare, aceasta s-a situat măsurat la înălțime pe locul 8 în Europa și pe locul 20 în lume. Hidrocentrala de la Porțile de Fier. Construcția acestei hidrocentrale a început pe 7 septembrie 1964, în timpul mandatului lui Gheorghe Gheorghiu Dei și a fost finalizată pe 16 mai 1972. Ceaușescu a construit masiv blocuri pentru noua clasă muncitoare venită la oraș în speranța unui trai mai bun. Numai între 1981 și 1985 s-au dat în folosință peste 750.000 de apartamente. În comunism, așa cum am zis, nu era șomaj, fiecare avea un loc de muncă asigurat, deci o existență asigurată. Și Ceaușescu a reușit să plătească datoria externă a României, asta nu știm dacă putem să o trecem la plusuri sau minusuri, pentru că populația a îndurat pentru aceste plăți. Iar în cele din urmă, dar nu ultima pe listă, Casa Poporului, astăzi Palatul Parlamentului, World Records Academy, adică Guinness Book, spune că este cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil din lume, fiind deținătoarea unui triplu record mondial, cea mai scumpă clădire, cea mai grea și cea mai mare ca suprafață. Este în top, pe locul întâi, în Guinness Book. Și alte curiozități, Nicolae Ceaușescu a supraviețuit în 1957 unui accident de avion la Moscova. În respectivul accident au murit toți membrii echipajului, inclusiv Grigore Preoteasa, ministrul de externe de atunci al României. Am făcut un video pe această temă. Și un alt plus al lui Nicolae Ceaușescu a atras simpatia liderilor vestici prin refuzul de a interveni în Ceoslovacia. Vă aduceți aminte de acel discurs al lui Ceaușescu pe care l-am postat și eu într-un video. Și alt bilă albă pentru Nicolae Ceaușescu, a fost singurul român care s-a plimbat cu caleașca reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Nicolae Ceaușescu a fost invitat alături de regina Elisabeta în trăsura ei pentru drumul către Palatul Buckingham. Iar la minusuri putem adăuga dărâmarea bisericilor și mănăstirilor și tăierea curentului când se porneau mari coloși industriali pentru că aveau nevoie de o mare cantitate de energie ca să fie porniți, se stingea fără să fim anunțați lumina și de multe ori ținea o oră, două această pană de curent pentru populația casnică, pentru utilizatorii casnici și copiii erau nevoiți de multe ori să-și termine lecțiile la lumânare. Iată ce povestea cineva despre casele de comenzi. Prin magazine fluiera vântul în perioada aia, practic tot ce puteai găsi în magazine erau borcane cu murături și creveți vietnamezi. Motiv pentru care sunatul la casa de comenzi era un soi de sărbătoare a capitalismului, dacă putem spune, un Black Friday, dacă vrei. Ăla era momentul în care te puteai simți cu adevărat occidental.
ridicai receptorul de la telefon, dădeai comandă de mâncare, puneai la loc receptorul în furcă și așteptai să-ți vină bunătățile la ușă. Cam ca acum cu Amazon. Pregătirea comenzii începea în ziua de dinainte a telefonului. Problema e că în 1986 nu prea puteai suna zilnic la casa de comenzi. Chestia asta ar fi semănat prea mult la capitalism. Aveam dreptul la un singur telefon pe lună. Ei bine, telefonul ăsta se dădea vinerea, aia era ziua cea mare. Pregătirile începeau de la 10 dimineața, în prealabil trebuia să discuți cu cuplajul, să nu te deranjeze pe timpul operațiunii. Pe vremea aia se dădea un post de telefon la două familii. Cele două apartamente erau astfel cuplate. Se întâmpla să ridici receptorul și să-i auzi pe ceilalți vorbind de la cealaltă familie și hilizindu-se la telefon, semn că ți-o luaseră înainte. Dacă întrebai când au de gând să termine, că trebuie să dai și tu un telefon urgent, ieșea cu scandal. Așa că puneai discret receptorul în furcă să nu te audă și reveneai mai târziu. Să fi fost asta o altă formă de supraveghere, că să-ți fie frică să nu vorbești ceva de regim, că te aude cuplajul, nu știu. În schimb, când sunai tu, mereu vorbeai cu o jenă combinată cu frică să nu te audă ăilalți. Odată rezolvată problema cuplajului, ceva de genul, vedeți mă, că mâine sunăm la casa de comenzi, nu aveți nicio șansă să dați un telefon în intervalul ăla. În jurul orei 11 începeam să rotesc în neștire discul de la telefon pentru a forma numărul care mă ducea direct în rai. Vorba vine. În București erau două case de comenzi de care mi-amintesc, Minerva și Albina. Din motive care îmi scapă, ai mei mă puneau să sun doar la Minerva. Probabil o fi fost datorită denumirii mai aristocratice, habar n-am. Cert e că de regulă stăteam la telefonul ăla câteva ore bune, suna veșnic ocupat. Era și normal, din moment ce un milion de alți bucureșteni făceau fix același lucru simultan cu mine. Toți încercau să sune la casa aia nenorocită de comenzi. De regulă stăteam vreo 2-3 ore cu receptorul la ureche, recordul a fost de 4 ore. M-am pus pe sunat la 11 și am prins operatoarea pe la 15. Urma partea cea mai palpitantă, comanda propriu-zisă. Anumite alimente strategice, carnea de pildă, puteau fi cumpărate în limita 1-2 kg. Dacă găseai pui, mai mult de unul singur nu primeai. În rest puteai comanda ca un boier măldai, făină, zahăr, ba chiar și lapte dacă aveai noroc. Aveam o listă de cumpărături pe care le bifam pe rând. Spre capătul listei, după ce terminam cu alimentele principale, începeam cu adevăratele emoții. Cu voce tremurândă întrebam, ciocolată aveți? Avem, dar e chinezească și o dăm doar dacă luați și creveți. Luam și creveți, ce să fac? Pe vremea aia, dacă intrai într-un restaurant, nu puteai să comanzi pur și simplu apă minerală, ți se răspundea. Servim apă minerală doar dacă luați și vin. În ton cu vremurile, dacă găseai ciocolată, ți se băgau pe gât și alte alimente care nu făceau vânzare atât de bună. Imaginează-ți acum că faci comandă de laptop la eMAG și aia spun, nu dăm laptopuri decât dacă luați și tigaie minune sau nu dăm televizoare Sony dacă nu cumpărați și 3 mopuri și ultima carte scrisă de Varujan Vosganian. Pe același principiu reușeam să fac rost de lămâi la pachet cu o bucată de unt expirat, bomboane cubaneze la pachet cu un borcan de murături, o cutie de Nes, un carton de ouă, niște Hellas, o zeamă de lămâie concentrat într-o sticlă de plastic, ba chiar și smochine sau hârtie igienică. Uneori găseam chiar și compot de ananas, dar vocea acră de la celălalt capăt al firului ți-o reteza scurt. Nu vindem decât cel mult două cutii. După ce terminai de comandat, închideai telefonul și așteptai să vină moșul. Așteptai câteva zile. Bunătățile veneau livrate cu o dubiță, o motoretă ca în imaginile pe care le-am atașat, care atunci când parca în fața blocului stârnea automat invidia vecinilor. Din ea cobora un tip cu figură de asasin KGB, deghizat în lăptar. Omul nostru căra o ladă din aluminiu pe care o trântea triumfal pe masa din bucătărie. Preț de câteva clipe, masa aia era Occident în formă pură. Black Friday mai putea să aștepte o lună.
Alternativa la întreg procesul ăsta dubios era ca și acum să ieși afară în lumea reală și să iei cu asalt magazinele offline. Și acum țin minte cozile care se formau încă de la 4-5 dimineața la lăptăria lui domnul Boroș, practic o dugheană de vreo 10 metri pătrați unde tipul cu pricina videa lapte proaspăt aproape de intersecția dintre bulevardul Ion Șulea, actualul Paladi, cu intrarea Ion Șulea, strada Jean Steriadi. Oamenii puneau din toi o nopții scăunele pliante în fața magazinului pe post de semne pentru a-și marca teritoriul și a-și spori șansele de a prinde loc în față. Mașina de lapte sosea pe la 6 dimineața. La 7 rafturile erau deja goale, iar domnul Boroș închidea prăvălia și se ducea acasă, își terminase ziua de muncă. Cel mai mișto era la pâine. Dacă la alimentarea vânzătoarele mai sporovăiau între ele, aici era un spațiu de-a dreptul mistic. O încăpere de vreo 40 de metri pătrați, o teșghea și o tovarășă singură cuc. Pe rafturi, dacă aveai noroc, găseai 2-3 pâini reci și tari ca piatra. Intrai și întrebai, când vine mașina de pâine? Femeia aia ridica din numeri, tu plecai, ea rămânea acolo. Era cel mai trist dintre toate tablourile epocii, cel puțin în ochii mei de copil. Priveai pe cineva care nebunea încet în fața ochilor tăi. Și iată cum povestea altcineva despre casa de comenzi. Furgoneta rablagită, motoreta aceea, oprește cu scârțit în fața porții și vecinii ies în stradă pe un frig de ianuarie, abia muiat de razele soarelui cu dinți. Înainte să apuce proprietarul de drept al comenzii să miroase primul pachet. Cutia mare din aluminiu este aburcată pe un număr de șoferul mătăhălos și copiii dau năvală să deschidă ușa fericirii. Pe masa mare din bucătărie, obscen de goală în așteptarea mâinilor care o umplu cu frenezie, se înșiră cafeaua, ciocolățile cu albinuța și caramelele vietnameze, flăicile de porc, mușchiulețul de vită, câte puțin din fiecare. Parcă o văd pe mama cum împarte în gând conținutul pachetelor în așa fel să-i ajungă pentru 10 feluri de mâncare. Noi copiii încercăm să ne închipuim unde ar mai putea mamaie să ascundă dulciurile. Le găseam de fiecare dată și le mâncam pe toate într-o zi. Mai lăsam de formă ambalajele frumos așezate ca să nu observe din prima că s-au evaporat. Ca într-un număr de magie, șoferul scoate unul câte unul produsele din cutie, anunțându-l pe fiecare cu o voce tare. Înainte să plece, cu nota de comandă în mână, repetă apăsat ce a adus, încasează 1110 lei și ia bacșișul. Visam la momentul când casa de comenzi își va trimite duba ori de câte ori o voi chema. Atunci mi-am dorit ca visul să mi se îndeplinească mai mult ca niciodată, pentru că se lăsase cu bătaie pentru mâncare cu numai o săptămână înainte de festinul de la Mercur. Se băgaseră pui petreuși la alimentarea din spatele cinematografului Flamura. Când s-a auzit că se dau petreuși, strada Preda Buzescu s-a golit. Bunicii și-au luat nepoții de o aripă. Fericiți cei care reușeau să se strângă patru în lipsa părinților plecați la serviciu și scaunelele pliante la subsoară și-au îngroșat coada altoită pe trei rânduri. Să se dea câte unul să ajungă la toți. Sloganul ăsta exista cu adevărat. Să se dea câte unul să ajungă la fiecare. Chiar dacă acum îl repetăm ca pe un banc bun, foamea era inventivă, amuzantă chiar. Dacă ai uitat scandalurile care izbucneau ori de câte ori se termina marfa. Am stat la coadă până spre seară. Pentru picime era prilej de distracție. Se legau amoruri, se făcea schimb de capace, se juca șotron și se șopteau secrete. Dar totul se petrecea la o aruncătură de băți de bunici. Ferească Sfântul să ajungi în față și să nu fie mucosul la post. Câte palme nu s-au lipit de fețele și dosurile nepoților care nu percepuseră importanța prezenței lor la coadă. Până la 4 după amiaza nu ajunsesem încă în față să ne luăm rația, așa că ni s-au alăturat și părinții soțiți într-un suflet de la serviciu. Ce bine, luăm mai mulți pui. Și coada s-a făcut pe 5 rânduri. În seara aia a venit miliția să facă ordine pentru oamenii turbați de furie. Au spart geamurile la alimentarea. I-au oprit înainte să linșeze vânzătoarele bănuite că au mai dosit niște lăzi cu petreuși. Huuu! Un vaiet prelung a ieșit din pieptul a sute de oameni disperați că rămân fără puii piperniciți și vineții.
Nimeni nu vrea să creadă că s-au terminat după orele în care înghețaseră. Eu aveam 10 ani și mâncam unul întreg la o masă, iar mama mă lăuda glumim. Cât poate să mănânce fata asta, un pui întreg? Am plecat spre casă plouați, părinții nervoși, bunicii resemnați, copiii speriați, fără pui. Tata a fost cel mai afectat de lipsa petreușilor. La două zile de la revolta de la alimentarea, a venit acasă noaptea târziu cu Dacia Lunașul. A scos din portbagaj o ladă plină cu pui congelați pe furiș, ca un asasin, și a trântit-o pe masă. În seara aia aproape că mi-am bătut recordul, am mâncat un pui și jumătate. Eram convinsă că din cauza lui tata se iscase bătaia de la flamura, că vânzătoarele chiar pitiseră niște lăzi, așa cum țipa lumea. Pentru noi pitiseră. Așa credeam eu. Peste ani am aflat că îl ajutase un cunoscut cu o relație la o fermă de pui. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Sunt fapte și întâmplări reale din acele vremuri. Că a fost bine, că a fost rău, fiecare trage concluzia.